S-a tras la sorți și mie mi-a căzut datoria de a prezenta subiectul palpitant, care cu siguranță vă interesează pe fiecare dintre voi și aveți nopți nedormite din cauza aceasta, și anume autonomia bisericii locale și separarea ei de stat. Da? Nu-i așa că în ultima vreme vă întoarceți în pat noaptea, că nu puteți dormi din motivul acestei teme. Și totuși, este o temă deosebit de importantă și este o temă care este deosebit de relevantă. Albert Mohler, care este președintele Seminariului Cultului Baptist a Convenției de Sud din America, zicea că pe această problemă a separării bisericii de stat, a libertății religioase, se poartă lupta la ora actuală și la fel cum în trecut, oameni credincioși, păstori credincioși, au făcut pușcărie, au murit chiar pentru convingerile lor asupra unor doctrine esențiale, cum ar fi Evanghelia, mântuirea și așa mai departe. În ziua de astăzi, păstorii vor trebui să fie dispuși să meargă la pușcărie, să sufere, să plătească un preț pentru libertatea religioasă, da? Pentru separarea între stat și biserică. Ce vom face în România când statul vine și spune Uniunea Europeană a dictat că există egalitate între sexe, între sexuri ca atare? Nu poți tu să fii păstor numai bărbat. Trebuie să fie și femeie. Altfel discriminezi. Ce vom face atunci? Atunci vom vedea noi că este un preț de plătit pentru convingerile noastre și pentru această convingere a autonomiei și a separării între stat și biserică. Da? Sau la nivel mai local. Ce vei face tu ca și biserică baptistă sau pentecostală care ești într-o structură supraeclesială, adică există o autoritate deasupra ta, când acea structură îți impune anumite decizii care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu? Se întâmplă în fiecare zi, la noi în țară. Da? Eu stau de vorbă și stăm de vorbă cu oameni care trec prin asemenea experiențe și de cele mai multe ori biserica nu își face datoria. Cedează în fața mai marilor lor, care de fapt nu sunt mai mari nicăieri. Sunt inexistenți ca autoritate biblică. În primul rând, haideți să ne uităm la problema autonomiei bisericii locale, pentru că aceste două cumva se clădesc. Avem biserica care este autonomă, da? Biserica locală, și ca și consecință, într-un fel, e normal că dacă ea este autonomă local, ea trebuie să fie autonomă și de alte instituții care pretind că sunt religioase, dar și de alte instituții seculare. Da? Asta înseamnă a fi autonom, este logic. Să începem prin definirea termenilor. Cuvântul autonomie provine din două cuvinte din limba greacă, care înseamnă primul auto, adică de la sine, și nomie, adică lege sau guvernare. Da? Antinomie înseamnă împotriva legii sau fără lege. Da? Și cuvântul biserică este un cuvânt care provine din latină, din basilica, care era un for public unde lumea se întâlnea, se aduna, se strângea la oaltă pentru activități civile, sociale, comerciale, juridice și așa mai departe. Cuvântul acesta nu există în Noul Testament, este cumva o transliterare, o schimbare în timp a unui cuvânt, dar nu s-a tradus motamo, ci pur și simplu s-a căutat un cuvânt care în contextul respectiv, în Imperiul Roman, de exemplu, însemna adunare, însemna un for, un loc unde lumea se întâlnea și se strângea la oaltă pentru o problemă sau pentru un scop comun. În Noul Testament, cuvântul este eclesia, care înseamnă ad literum adunare, da? Nu trebuie să fim dogmatici pe asta. Oh, tu mergi la biserică, eu mă duc la adunare. Eu sunt cu adevărat credincios, tu nu ești cu adevărat credincios. Dacă prin biserică tu de fapt vrei să spui același lucru ca și prin cuvântul adunare, este tot una. Sau dacă vrei să folosești cuvântul eclesia ca să dovedești prietenilor tăi cât de educat ești tu, pocăiește de gândul ăsta și folosește ce cuvânt vrei. Important este să înțelegi despre ce este vorba. Da? Deci avem autonomia, care este autoguvernarea sau guvernarea de la sine, și a bisericii sau a adunării. În Noul Testament avem două feluri de a aborda acest concept de biserică, de eclesia. Pe de o parte avem biserica universală, da? Care sunt acum, sau fost întotdeauna, unii care neagă existența acestui concept în Scriptură. Zic, nu există. Hristos a zis că își va zidi doar biserica locală. Care?
Păi evident că a noastră, nu a voastră, da? Cam așa merge sectarismul ăsta. A noastră trebuie ca să vii la noi, noi suntem singura biserică adevărată locală în tot universul, da? Mare faliment a avut Hristos dacă numai biserica voastră a realizat să o zidească în 2000 de ani, da? Biserica universală, de exemplu Matei 16 spune în felul următor: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, iar eu îți spun că tu ești Petru și pe această piatră îmi voi zidi biserica. Da? Biserica. Construcția este posesivă, singulară și articulată. Dacă ar fi ca să o traducem așa mai tehnic, Domnul Iisus spune, voi zidi o, una singură, biserică, eclesia, da? A mea. O singură biserică a mea voi zidi, zice Hristos. Asta îi zice lui Petru, da? De aici avem, în mod principal, și avem alte locuri în Sfintele Scripturi, ideea de biserica universală. Când Domnul Iisus vorbește despre biserica care El și-o va zidi, vorbește despre această biserică invizibilă, universală, da? Care după aia vedem că se manifestă prin biserici locale. Al doilea aspect în Noul Testament este acesta a bisericii locale. Peste tot am văzut la sesiunile anterioare felul în care lucrul acesta este prezent în Noul Testament. De exemplu, 1 Corinteni 1:2, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, da? Către biserica din casa lui Cutare și așa mai departe. Tot timpul se vorbește despre biserica locală. De cele mai multe ori în Noul Testament, când vedem cuvântul biserică, cuvântul eclesia, este vorba de biserica locală, da? Majoritatea incidentelor. De fapt, este interesant că atunci când Apostolul Pavel vrea să vorbească, nu metaforic, ci vrea să vorbească despre ceva mai larg decât biserica locală, fie ea biserica universală, fie ea mai multe biserici, este obligat să vorbească la plural. De exemplu, Romani 16:16, toate bisericile lui Hristos vă salută. El nu are categorii în mintea lui de ceva altceva decât biserica universală a lui Hristos, da? Și biserici locale. Și el spune toate bisericile lui Hristos care formează biserica universală, dar toți oamenii răscumpărați din toate adunările din lumea aceasta vă salută, sau toți oamenii dintr-o regiune unde sunt multiple biserici locale vă salută. Este obligat să folosească pluralul și nu singularul ca și în Matei 16, da? Așa se împart acești doi termeni. Deci, când vorbim despre autonomia bisericii, vorbim despre autoguvernării adunării locale. Da? Este singura biserică vizibilă, singura biserică cu care noi putem interacționa. Dacă cineva vorbește despre autonomia bisericii universale, este o filosofie frumoasă și biserica universală este autonomă pentru că este guvernată doar de Dumnezeu prin Hristos care este capul și atât. Nimeni altcineva nu poate guverna biserica universală și nu poate ca să conducă biserica universală decât Hristos care este capul. Da? Asta nici nu intră în discuție și nu este scopul acestei dezbateri. Nu este scopul nostru să facem dezbateri cu catolicii, cu ortodoxii în mod special. Da? Ci să vedem ce ne arată Biblia despre aceste concepte. O definiție concisă, sper că și clară, dacă nu de aceea avem sesiunea de întrebări. Noi ca și baptiști, de-a lungul istoriei, credem faptul că Biblia ne învață că Dumnezeu a intenționat ca biserica universală și invizibilă, adică trupul lui Hristos, poporul lui ales răscumpărat, să existe în mod vizibil doar ca adunări locale autonome și aceste adunări nu sunt guvernate de nicio structură, putere, organizație sau hierarhie externă, ci sunt adunări independente, autoguvernate prin membrii ei și în mod direct responsabilă față de Hristos, care este capul bisericii. Da? Deci, există doar biserici locale care sunt vizibile și ele, ca și biserici locale, răspund direct, fără vreo intermediere, față de Hristos și să guvernează după cuvântul lui Dumnezeu, prin călăuzirea Duhului Sfânt, sub autoritatea lui Hristos, în mod autonom, la nivelul local, fără nicio hierarhie deasupra. Noi asta credem ca și baptiști. Dacă ești baptist, trebuie să crezi asta sau trebuie să schimbi eticheta, da? Dacă am putea să te obligăm
am face-o, dar nu există trademark pe cuvântul baptist. Vă spun că am încercat să-l obțin și este dificil, da? Dacă ești baptist, trebuie să crezi asta. Tot baptismul de la început, fie de orice nuanță, de orice soteriologie, a crezut lucrul acesta. Evident, sunt probabil excepții a unor oameni care pretind că sunt baptiști, dar nu sunt. Altfel spus, noi credem că Biblia ne arată doar două feluri de a gândi despre biserică. Putem să gândim despre biserica universală și invizibilă sau putem să ne gândim despre biserica locală și vizibilă. Și orice care nu se încadrează între aceste două categorii, nu este orice locală, orice universală, este în afara spectrului care ne prezintă Noul Testament. De exemplu, un cult sau o denominație sau orice altă structură supraeclesială nu are mandat biblic. Dacă nu este ori o biserică locală, să poți să spui biserica locală, adunarea locală de la Zalău, de la bloc, de la SF3, da? Sau biserica lui Hristos, adică toți cei răscumpărați pentru care a murit Hristos. Dacă nu poți ca să vorbești în felul acesta, orice este între, nu este prin mandat biblic, este invenție umană, da? Dacă vrei ca să vorbești ca și biserică, ca și eclesia, în termeni teologici, ecleziologic, biblic, da? Ca atare, nu există din punct de vedere un mandat biblic pentru asemenea instituții. Hristos nu a promis că își va zidi cultele, da? Nu există o asemenea promisiune. Hristos a promis că își va zidi biserica lui invizibilă, universală, manifestată prin aceste biserici locale. Vedem lucrul acesta peste tot în Sfânta Scriptură. Câteva lucruri din Noul Testament care ne ajută ca să înțelegem care este baza biblică. Și voi fi foarte fugitiv pentru că avem mult material de parcurs și pentru că anumite lucruri le putem rezolva la sesiunea de întrebări. În primul rând, cum am arătat deja, terminologia Noului Testament ne arată acest lucru. Am văzut pe scurt faptul că atunci când Noul Testament vorbește despre biserică, vorbește în aceste două sensuri și de cele mai multe ori vorbește în sensul local. De exemplu, vedem lucrul acesta întărit și prin faptul că imaginile, simbolurile folosite să explice conceptul de adunare de biserică sunt extrem de plastice și ne arată acest concept de autonomie. De exemplu, se vorbește despre conceptul de biserică locală, da? Nu doar cea universală, ca și un trup. Nu știți voi că sunteți mădulare? Un singur trup? Uitați-vă în Roman 12, 1 Corinteni 12, Efeseni 4 și așa mai departe. Simbolismul este de la sine înțeles. Biserica locală este un trup a cărui cap este Hristos, ea este de la sine stătătoare. Eu dacă zic, nu este clar că eu sunt un singur trup, dar mânurile mele nu știu unde. Una e la Suceava și una e la București. Zice, bă, nu știu ce trupul e ăsta. Eu din câte știu, trupul are un cap, trupul are mădulare și toate îs unite, ne spune și Scriptura, prin legăturile, prin ligamentele, bine închegate. Asta e un trup. Simbolismul acesta, imaginea aceasta ne arată că fiecare biserică locală reprezintă trupul lui Hristos și ea se raportează direct la cap. Și fiecare biserică locală este binecuvântată cu toate mădularele care are nevoie. Are nevoie de o gură să vestească Evanghelia? Dumnezeu a rânduit să fie evangheliști în acea biserică. Are nevoie de diverse mădulare care să fie mâini și picioare și așa mai departe? Dumnezeu a binecuvântat fiecare biserică și binecuvântă fiecare biserică adevărată cu mădularele necesare. Altfel spus, Dumnezeu nu instituie biserici locale handicapate. Asta nu înseamnă că ele sunt desăvârșite din prima zi, asta nu înseamnă că nu există un proces de creștere, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu dă din ce în ce mai mult belșug, da? Mai multe daruri, mai multă creștere spirituală, dar înseamnă că fiecare trup local are tot ceea ce e necesar ca să fie un trup. Un trup, de exemplu, fără o inimă sau fără ochi sau fără mânuri ar fi o grozăvie. Biserica lui Hristos este un trup. Și alte imagini folosite în Noul Testament care le cunoașteți și puteți ca să le studiați în particular. În al doilea rând, dacă ar fi să facem așa o teologie sistematică a felul în care Noul Testament privește acest subiect al ecleziologiei, al felul în care bisericile au fost guvernate și ceea ce putem observa din Noul Testament, vom vedea că ecleziologia Noului Testament este una a bisericii locale. Nu există mențiuni despre suprastructuri. Da?
Și dacă ar fi putut să fie suprastructuri, atunci era momentul să fie, când erau apostoli în mijlocul lor. Vedem că întotdeauna se apelează la biserica locală. Vedem că biserica locală are întotdeauna conducerea ei locală. Am văzut în detaliu faptul că biserica este responsabilă pentru desemnarea slujitorilor ei, prezbiteri și diaconi. De ce nu a hotărât apostolul Pavel? Am văzut, cred că fratele Andrei a menționat, inclusiv când Timotei a fost investit, a fost investit de biserică prin ceata prezbiterilor. N-a avut autoritatea necesară Pavel? Dacă Pavel n-a avut-o, de ce o are un președinte de cult sau de comunitate? Este o aberație să gândim în alți termeni decât autoritatea bisericii locale și capul care este Hristos. Da? Și împreună, tot ceea ce există pe acest pământ, acum și toți credincioșii care au existat împreună, constituie biserica invizibilă a Domnului nostru Iisus Hristos. Membralitatea ei. Biblia ne spune că biserica locală trebuie să fie ascultătoare de conducătorii ei. Tocmai am văzut că asta înseamnă că există o relație în care conducătorii știu, da, care sunt membrii lor. Eu știu exact membrii pentru care voi fi responsabil. Da? Eu întreb președinții de cult. Ei știu toți membrii din bisericile de care se fac responsabil prin autoritatea care o exercită? N-au cum. Fizic. Și garantez că nu știu. Compoziția fiecărui biserici locale este cunoscută și prezbiterii știu de cine vor da socoteală. Da? Când vedem cazuri de disciplină, din nou vedem că există o compoziție a bisericii cunoscute și ni se spune că aceștia trebuie să fie excomunicați, trebuie să fie însemnați și să fie scoși din părtășia locală. Da? Din părtășia locală. Vedem că bisericile locale au finanțele lor, caseria lor și nimeni nu poate violenta acest lucru. Apostolul Pavel, care era apostol, da, care a primit trimiterea lui direct de la Hristos, putea să scrie o epistolă și în virtutea autorității lui apostolice să zică: auzi, scoateți din caserie banii ăștia și trimiteți, i-am nevoie de ei. Nu putea. Ci mulțumește bisericilor locale pentru că în mod voluntar au ales să susțină lucrarea misionară. Dar peste tot, în Noul Testament, ni se arată faptul că biserica locală, și ca și nivel de concept, și ca și nivel de învățătură, și ca și nivel de practică, în toate aspectele, este autonomă. În schimb, conceptul unei hierarhii centrale, supraeclesială, este total absentă din Noul Testament. Noul Testament ne arată că fiecare biserică locală este responsabilă direct față de Hristos. Și în Apocalipsa 2 și 3, în care Hristos adresează aceste biserici locale, se adresează lor și le ia la rost pe fiecare în parte. Nu scrie la un super, hiper, arhiepiscop și spune: hei, tu ești deasupra lor, ce se întâmplă? Dă un raport. Fiecare biserică este trasă la răspundere în parte. Nu există conceptul acesta de o structură supraeclesială, deasupra bisericii locale. Nu există un mandat pentru așa ceva. Și orice asemenea structură este o invenție omenească. Da? Punct. Și orice baptist care este cu adevărat baptist n-ar trebui să zică altceva decât amin. Câteva aspecte practice. Da? Trebuie să începem cu această realizare că Hristos este capul bisericii. Coloseni 1:18. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, întâiul născut dintre cei morți, pentru că El să aibă primul loc în toate lucrurile. Autonomia bisericii, cum am mai zis în alte sesiuni, nu înseamnă că biserica face tot ceea ce vrea ea. Înseamnă că ea este responsabilă să facă tot ceea ce i-a poruncit Hristos. Marea trimitere, care o vom trata împreună duminică dimineața, ne arată acest lucru. Trebuie să mergem să facem ucenici și ce să învățăm? Stilul nostru de închinare? Preferințele noastre? Misiunea bisericii noastre, care este diferită decât ori altă biserică? Noi avem o misiune din asta a hippie? Nu. Tot ceea ce ne-a poruncit Hristos. Da? Voia Domnului revelată prin cuvânt este mandatul bisericii și noi suntem responsabili față de Hristos. Înseamnă că nu există nicio influență de guvernare care să suprapună autoritatea ei locală, pentru că ea răspunde direct față de Hristos. Da? Orice ar interveni aici
este un mijlocitor între biserica locală, între mădularele acelea și Hristos. Și lucrul acesta pur și simplu este anti-evanghelie. Biserica locală este condusă de Hristos, prin membrii ei, după cuvântul lui Dumnezeu, slujită de slujitorii duhovnicești care o învață din cuvânt care este voia lui Dumnezeu și ajută înspre echiparea lor. Lucrul acesta putem vedea din Scriptură, foarte fugitiv, nu voi citi neapărat toate textele, dar dacă ne uităm, de exemplu, la disciplina în biserică, care tocmai am văzut, vedem că lucrul acesta este o problemă a bisericii locale. Ea are deplină și unica autoritate de a administra aceste probleme. Gândiți-vă la faptul că în Matei 18, când Domnul Iisus, da, vorbind de față cu ucenicii lui, tratează problema disciplinii eclesiale, nu le spune că ei sunt responsabili în mod ultim, spune că biserica care încă nici n-a fost înființată la cincizecime este responsabilă. Așa de important a fost ideea aceasta pentru Domnul Iisus Hristos. Da? Și noi venim acum, după 2000 de ani, da, și după 500 de ani de reformă și 400 de ani de tradiție baptistă și spunem, nu! Există tot felul de alte variante de a rezolva disciplina bisericească. Există tot felul de alte lucruri. Pot ca să fie apeluri către curți supreme și borduri și așa mai departe. Nu există așa ceva în Sfintele Scripturi. În alegerea slujitorilor, din nou am văzut. În Fapte 6, de exemplu, vedem că atunci când prezbiterii bisericii din Ierusalim, care erau și apostoli, simt nevoia ca să se dedice, pentru că biserica creștea foarte repede și începeau ca să ceară ca ei să fie așa niște slujitori din ăstea caracatiță, da? Cu tenticole care să-și bage mâinile în toate. Și ei zic, măi, nu putem. Pentru mine a fost totdeauna o mirare că avem la Ierusalim 12 apostoli, da? 12 apostoli înzestrați de Duhul Sfânt, care consideră că ei toți 12 trebuie să se dedice full time la rugăciune și la predicarea cuvântului. Și în bisericile de astăzi, un singur păstor le poate face pe toate. El poate predica, el poate administra ajutoarele, el poate strânge bani, el poate merge în misiune, el poate vizita săracii, el poate face tot. Și 12 apostoli, înzestrați în mod deosebit, însuflați de a revelație prin Duhul Sfânt, spun că noi n-avem timp, pentru că trebuie să ne dedicăm cuvântul. Interesant. Și oamenii inspirați care au scris Scriptura au trebuit ca să se dedice la studiu și la rugăciune. Da! Apostolul Pavel îi scrie la Timotei și îi spune, adun cărțile! Adun cărțile, da? Pentru că trebuie să stau, să studiez, să meditez asupra cuvântului Dumnezeu. Și păstorii de astăzi au timp să facă toate lucrurile. Mi se pare strigător la cer. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că nu există nici la Ierusalim, nici în afara Ierusalimului, în orice biserică a lui Hristos, în care există întotdeauna o rânduială, după cuvântul lui Dumnezeu ne învață Apostolul Pavel, vreo hotărâre supraeclesială când vine vorba de guvernarea bisericii. Apostolii dau și deleagă această autoritate, cum a delegat-o Hristos bisericii și toate bisericile lui Hristos. Inclusiv Pavel când îl trimite pe Timotei ca să rezolve această problemă în bisericile plantate de el, spune, du-te și rezolvă această problemă cum? Desemnând, da, prin vot al bisericii, prezbiteri, multipli prezbiteri, în fiecare biserică locală. Da? De ce nu zicea Pavel, știi, pur și simplu, am să desemnez eu. I-am fost pe la Corint, eu știu că am cine-i pe acolo, ăla, sunteți prezbiteri. Pentru că nu avea această autoritate. Da? În ziua de astăzi, lucrul acesta se încalcă tot timpul. Chiar recent am discutat cu cineva care îmi spunea că urmează ca să meargă păstor într-o altă biserică. A părăsit o biserică din cultul baptist și pleacă în altă biserică. Și în discuție, și nu mi-a sărit fis atunci când discutam, întrebând, și când te vei duce acolo? Păi mă duc atunci și zic, s-a votat în biserica aia? A fost votat ca și păstor? A, păi aia nici nu știu încă că mă duc. Păi tu te duci păstor în biserica aia, dar aia nici nu știu încă că te duci. Știi, am vorbit cu un alt păstor care este pe comunitate și s-a rezolvat problema și o să discute cu ei și va fi rezolvat. Nicăieri în Sfânta Scriptură nu se întâmplă așa ceva. Diverse discuții de-a lungul timpului care am avut cu oameni din cultul baptist, cultul pentecostal, unde păstori pur și simplu au fost plasați de cult. Dom'le, asta e păstorul, noi am hotărât. Da? Și ani de zile, oamenii semnalează la cult, dom'le, nu-i capabil, nu-i apt, n-are viața cum ar trebui să aibă. Dom'le, lasă că știm noi ce fel de băiat este. Asta e de-a noastră, stați-l acolo, e bine. Da? Strigător la cer așa ceva, nu există.
Apostolii nu și-au permis așa ceva, de ce ne permitem noi așa ceva? Dacă ei nu au violat autonomia bisericii locale, de ce avem noi prerogativa să facem acest lucru? Biserica este singura care are deplină autoritate să își aleagă slujitorii ei. Lucrul ăsta este clar și am putea da tot felul de alte exemple din Sfânta Scriptură despre felul în care aceste principii pot ca să fie încălcate, dar dacă sunt întrebări, vom lăsa pentru mai încolo. Să trecem acum la următoarea etapă, și anume separarea între biserică și stat. Premisa de la care pornim este că biserica este autonomă și ea trebuie ca să fie răspunzătoare direct la Hristos, da? Și în mod principal și primordial și ultim la Hristos. Și nimic nu poate ca să vină și să intervină sau să deruteze datoria ei de ascultat de capul ei. Asta nu înseamnă, așa cum am învățat, că nu sunt și alte autorități. Nu înseamnă că eu sunt ca și biserică sau ca și membru în biserică scutit de datoria mea de ascultat de alte autorități. Dar înseamnă că există o autoritate finală pentru mine și înseamnă că eu sunt sub acea autoritate în mod direct. Nimic nu poate interveni, nici măcar statul. Și de multe ori în istorie, statul a încercat să intervină în lucrurile acestea. Chiar la noi în țară, da? Eu sunt prea tânăr să țin minte, pentru că aveam 6 ani când a căzut sistemul, dar fac parte dintr-o familie care a trecut prin asemenea încercări și cunosc din familie și din istoria țării noastre și de la alți slujitori care au plătit un preț pentru această independență, care nici astăzi, de fapt, cred eu că nu avem în România. Haideți să începem tot așa cu o definiție și puțin postament biblic și după aia vom trece la aspecte istorice sau cele practice. Separarea bisericii de stat este pur și simplu, cum ziceam, o extensie sau o precizare a unei ecleziologii și de fapt a unei evanghelii biblice. Dacă biserica este cu adevărat autonomă și dacă biserica este responsabilă doar în fața lui Dumnezeu, da, este de necrezut că ar putea sta sub autoritatea statului în acest fel în care statul să se implice în aspectele spirituale, în aspectele religioase, în aspectele doctrinare. Două texte biblice ne arată și ne indică un pic spre un echilibru corect și ne arată care este spectrul teologic. Nu o să avem timp să luăm acum întreg Noul Testament ca să facem o teologie sistematică, dar putem ca să vedem cumva care este spectrul învățăturii din Sfânta Scriptură. Pe de o parte, avem acest verset care este revoluție totală în gândire din Matei 2:21, când Domnul Iisus este încercat, pus la colț despre problema plătirea taxelor și Domnul Iisus răspunde în felul următor: dați deci cezarului ce este a cezarului, iar lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Și am auzit un pastor baptist zicând așa mai în glumă: așa de rău îmi pare că Domnul Iisus n-a explicat mai încolo că toate sunt lui Dumnezeu și nu trebuie să dăm nimic cezarului. Și le-a lăsat așa. Și acum suntem datori să dăm cezarului ce este a cezarului. Dar dacă explica numai că toate, tot pământul cu tot ce-i pe el este a Domnului, aveam și noi o scăpare, da? Pe cealaltă parte, vedem că atunci când statul vine în opoziția bisericii, în opoziția voii lui Dumnezeu, lucrurile stau total altfel. În Fapte 4:19 vedem acest episod în care apostolii li se spune să meargă împotriva voii lui Dumnezeu și spun în felul următor: însă Petru și Ioan le-au răspuns: judecați voi înșivă dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Da? E vine o autoritate externă și spune: nu mai predicați Evanghelia, nu mai faceți asta. Și răspunsul este: nu putem. Noi avem autoritate supremă, noi avem autoritate finală la care trebuie să răspundem. Da? Cam ăsta este spectrul în care ne plimbăm în Noul Testament. Trebuie înțeles că da, Dumnezeu a rânduit și biserica și statul. Sunt ambele instituții care sunt rânduite de Dumnezeu și care au un rol pe acest pământ din partea lui Dumnezeu, dacă sunt în ascultare de Dumnezeu. Statul este rânduit de Dumnezeu pentru a păstra ordinea și pacea în societate. Vedem lucrul acesta foarte clar în Romani, capitolul 13, unde vedem că statul este o instituție decretată de Dumnezeu pentru a apăra ce este drept și a pedepsi ce este nedrept. Și lucrul acesta este bun și bine peste noi. Și dacă nu înfăptuim răul, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, n-ar trebui să ne temem de stat, cât timp el este un stat de drept. Da? 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 13 la 14, ne spune: fiți supuși oricărei autorități omenești.
oricărei autorități omenești pentru Domnul. Fie împăratului ca înalt stăpânitor, fie guvernatorului ca unii trimiși de el să-i pedepsească pe răufăcător și să-i laude pe cei ce fac binele. Și cât timp statul îndeplinește această misiune, acest mandat și nu încalcă principiile cuvântului lui Dumnezeu, atenție, statul nu trebuie să fie creștin. Nici măcar nu există acest concept în Noul Testament de teocrație politică. Da? Statul poate să fie păgân, statul poate să fie secular, statul poate să fie budist. Cât timp statul nu se opune mandatului care Dumnezeu i-l-a dat, cât timp statul nu se opune mandatului care Dumnezeu l-a lăsat prin cuvântul său, da? Noi datorăm statului ascultare. Creștinii datorează ascultare și sprijin față de statul în care se află, cât timp statul acela respectă faptul că în sfera religioasă, în sfera spirituală, în tot ce înseamnă relația personală între om și Dumnezeu, statul nu are nicio treabă. Da? Statul are treabă cu impozite, cu taxe, cu drumuri, cu autostrăzi, cu lipsa lor și așa mai departe. Și noi avem cu ei tot pe aceste subiecte. Da? 1 Timotei, capitolul 2, de la 1 la 3. Înainte de toate, te îndemn să faci cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt în poziții înalte, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și demnitatea. Acest lucru este bun și primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. 1 Petru 2, cu 17. Dați cinste tuturor oamenilor, iubiți-i pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, onorați-L pe împărat. În cazul nostru, asta ar fi pe președintele României, tot Iohannis, nu? Sau cine este acum? Iohannis, nu l-au dat ăștia afară. Bun. Trebuie să-l onorăm, trebuie să-l respectăm. Da? De ce? Pentru că ne-a poruncit Dumnezeu. Eu am o datorie și am o motivație supremă, pe lângă un păgân, să fiu respectos față de stat și față de președinte. Da? Mie mi-a poruncit Dumnezeu ca să o fac. Mie mi-a poruncit Dumnezeu să fac lucrul acesta. Matei 22. Versetul 17. Așadar, spune ce părere ai. Se cuvine să plătim tribut cezarului sau nu? Domnul Iisus, așa cum am văzut, spune dați cezarului ce este a cezarului, a lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Deci trebuie să ne plătim impozitele, trebuie să ne plătim TVA-ul, trebuie ca să fim cinstiți înaintea statului. Argumentul, contraargumentul. Dar ei nu sunt cinstiți. Dar Dumnezeu n-a zis, dacă ei sunt cinstiți, voi trebuie să fiți cinstiți, da? Nu. Dumnezeu a spus, fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt, da? Nu dacă cei din jurul vostru sunt sfinți. Și în cazul acesta, lor li se dă un mandat să-și plătească dările către un cezar care lua acei bani din care își plătea armata care i-a supreau și crucificau. Și noi, păi știi, nu ne-au făcut câți kilometri de autostradă, ne-au spus, nici nu contează. Da? Asta este o problemă civică. Mergem și votăm altfel, mergem și protestăm și așa mai departe, dar noi avem o datorie să respectăm legile care acum sunt în vigoare în această țară. Punct. Nici nu mai este loc de discuție pe această temă, deși am văzut, de exemplu, la un moment dat, că la o predică de-a mea pe Facebook se discuta și un păstor baptist explica cum el face evaziune fiscală și de ce crede că e ok. Nu știu, s-a sesizat Uniunea Baptistă. Că la postările mele pe Facebook s-au sesizat. Aștept rezultatul. Relația optimă între biserică și stat este una de separare totală. Da? Statul trebuie să-și îndeplinească misiunea sa lăsată de Dumnezeu, adică să apere ceea ce este drept, fără a interveni în biserică, da? Iar biserica trebuie să îndeplinească misiunea ei fără să fie dependentă de stat sau să fie împiedicată într-un fel de stat sau să depindă pentru orice fel de recunoaștere din partea statului. Trebuie să folosească toate mijloacele legale pentru a afirma învățătura biblică și misiunea ei. Și dacă este nevoie, atunci când legea statului contravine legea lui Dumnezeu, trebuie să încalce legea. Punct. Ne temem mai mult de Dumnezeu și ascultăm mai mult de Dumnezeu. Și dacă ascultarea de Dumnezeu înseamnă încălcarea legii statului și eu trebuie să mă duc la pușcărie pentru asta, voi face lucrul acesta. Cum au făcut părinții noștri, cum au făcut strămoșii noștri care au stat zeci de ani în pușcărie, care erau ridicați de securitate și bătuți. Oh, nu credeți că vor veni din nou vremuri de genul? Nu există nimic nou sub soare. Nimic nou. Istoria este ciclică. Ce a fost va mai fi. Că metodele vor fi diferite. Că pușcăriile vor fi mai civilizate.
Ca menzile vor fi de altă natură, dar va fi din nou un preț de plătit pentru a afirma Evanghelia lui Hristos și a afirma-o în mod corect. Relația optimă este de separare. În acest mod, statul trebuie să fie benefic pentru biserică, îndeplinindu-și mandatul de a păstra ordinea, de a păstra legea, da? De a apăra ce este bine și drept. Biserica este facilitată de asta. Într-un fel, Imperiul Roman, care într-o oarecare măsură era extrem de corupt, dar într-o oarecare măsură avea acest concept de justiție. Era cunoscută această idee de Pax Romana. Da? În Imperiul Roman era pace și era libertate religioasă. Da? Puteai să te întâlnești cu oricine cât timp îți vedeai de treaba ta, puteai să te închini la oricine cât timp îți vedeai de treaba ta și plăteai darea către cezar. Da? Nu contea că erai creștin, că erai păgân, că aveai un Dumnezeu, 10 Dumnezeu, 1000 de Dumnezei. Păi nu interesau asta, păi interesau ca să-și ia contribuția. Da? Vedem că lucrurile acestea în istorie se schimbă când ei realizează că creștinismul este diferit de alte religii. Realizează faptul că creștinismul are o autoritate supremă, unicul Dumnezeu adevărat. Și statul începe și vizează în mod deliberat pe creștini. Da? Pe creștini și persecută. Cât timp statul își îndeplinește această misiune, biserica este liberă să-și îndeplinească misiunea ei și este o relație de separare, dar de beneficiu reciproc. Da? Rolurile sunt bine delimitate de Sfânta Scriptură. Baptiștii trebuie să fie cei mai buni cetățeni într-o societate liberă și cei mai periculoși cetățeni într-o societate care este opresivă împotriva libertății religioase. Istoria dovedește acest lucru. Vă dau doar câteva puncte de reper istoric din documente istorice care arată felul în care baptiștii au înțeles această realitate și arată prețul care s-a plătit ca să putem apăra această realitate biblică. De exemplu, mărturisirea de credință a Convenției de Sud din America, baptiștilor din Convenția de Sud, care este o asociație, o convenție și nu un cult, da? Dacă citiți mărturisirea lor de credință și dacă citiți statutul lor, lucrul acesta este explicit în statutul lor. Au și ei multe probleme. Nu este neapărat un model demn de urmat. Au trecut și ei prin multe și au multe sechele, dar în aspectul ăsta sunt cu mult înaintea cultului baptist din România. Spune în felul următor. Numai Dumnezeu este Domnul conștiinței, iar El a lăsat-o liberă de doctrinele și poruncile oamenilor care sunt contrare cuvântului Său. Sau nu sunt cuprinse în El, în Biblie. Biserica și statul trebuie să fie separate. Statul datorează oricărei biserici protecția și libertatea deplină în ce privește urmărirea scopurilor sale spirituale. În asigurarea acestei libertăți nu trebuie favorizat de către stat niciun grup eclesial sau denominație. Nu ar trebui să fie favorizată în detrimentul altora. Baptiștii sunt extrem de preocupați nu doar de libertatea lor, ci de libertatea oricărui om și a ereticilor. Niciun grup nu trebuie favorizat în detrimentul altora. Întrucât guvernarea civilă este lăsată de Dumnezeu, este datoria credincioșilor să manifeste o ascultare loială față de aceasta în toate lucrurile care nu sunt contrare voii revelate a lui Dumnezeu. Biserica nu trebuie să apeleze la puterea civilă pentru a-și duce la îndeplinire lucrarea. Evanghelia lui Hristos folosește numai mijloace spirituale și subvenții de la stat, da? Așa? Scrie în Biblie? Numai mijloace spirituale pentru a-și îndeplini scopurile. Statul nu are niciun drept să impună penalități de orice fel pentru exprimarea opiniilor religioase. Statul nu are niciun drept să impună taxe pentru a susține orice formă de religie. Idealul creștin este când o biserică este liberă într-o țară liberă. Și aceasta implică drepturi de acces liber și neîngrădit la Dumnezeu pentru toți oamenii și dreptul de a forma și de a propaga opiniilor în sfera religiei, fără ca puterea civilă să se interpună. Da? O mare diferență între un asemenea document și ceea ce se întâmplă la noi în țară
și mediul în care noi ca și baptiști în țara aceasta trăim și acceptăm lucrurile. La baza acestui document sau ceea ce face un asemenea document posibil în America, o țară care încă are într-o oarecare măsură libertate religioasă, deși și acolo, dacă vă uitați la știri, lucrurile merg în direcția opusă, la baza lucrurile acestea stă o convingere, o temelie politică care este ea însăși bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, și anume Constituția statului american. Primul amendament din Constituția statului american spune în felul următor: Congresul nu va elabora nicio lege care să respecte, să favorizeze o religie sau să interzică sau să defavorizeze practicarea liberă a unei religii sau să restrângă libertatea cuvântului sau a presei sau dreptul poporului la întrunire pașnică sau de a adresa guvernului petiții privind repararea nedreptăților. Știți că această clauză, acest amendament, că de aceea este amendament, n-a făcut parte din inițiala Constituția Americii? Libertatea religioasă n-a fost garantată în America la începutul ei, la temelia ei. Deși multe principii biblice erau prezente și mulți dintre oamenii care au semnat Constituția Americii erau oameni credincioși. Da? Nu știu dacă știați, dar cei responsabili pentru amendamentul numărul 1, care este parte din faimosul Bill of Rights, care este cumva standardul libertății la nivel global. Responsabil pentru acest amendament au fost baptiștii din America. Baptiștii care au zis: nu este suficient o țară care este constituită fără o garanție la libertatea conștiinței, fără o garanție la libertatea și autonomia bisericii de stat. Baptiștii, pe 8 august 1689, la o întâlnire a unei comisii de la mai mulți păstori din regiunea din Virginia, au scris o scrisoare către președintele de atunci, primul președinte Washington, și au scris în felul următor: Când Constituția a apărut pentru prima dată în Virginia, teama noastră a fost că libertatea conștiinței, și acum ascultați, care pentru noi este mai prețioasă decât protejarea vieții sau a proprietății noastre, nu este suficient de bine protejată și afirmată. Adică ei spun: noi vrem de la guvernul nostru mai mult garanția că ne putem închina la Dumnezeu cum vrem, când vrem, fără intervenția voastră și orice om are dreptul ăsta, și asta ne interesează mai mult decât averile noastre și decât sănătatea noastră. Câte proteste pentru libertatea religioasă în România ați văzut? Cât au ieșit în stradă pentru faptul că România, de facto, încă are o biserică de stat? Câți baptiști au ieșit în stradă și au spus: legea cultelor este, de fapt, un vestigiu de pe vremea comunismului, care n-a făcut altceva decât să asuprească libertatea religioasă? Niciunul. Pentru oamenii aceștia, strămoșii noștri baptiști, într-adevăr, de pe alt continent, da? A fost mai importantă libertatea de conștiință și autonomia bisericii decât proprietatea lor și decât viețile lor. Pentru că au înțeles că autoritatea lor supremă este Dumnezeu și misiunea lor numărul unu este să proclame Evanghelia. Și pentru asta au nevoie de o societate liberă și pașnică care nu intervine în biserică. Washington răspunde la această scrisoare în felul următor: Deseori am exprimat sentimentul meu că orice om care se comportă ca un bun cetățean este responsabil doar în fața lui Dumnezeu pentru convingerile lui religioase și trebuie să fie protejat în dreptul lui de a se închina lui Dumnezeu după cum îi dictează conștiința. Și acest amendament a fost ratificat datorită presiunilor care baptiștii l-au făcut în întreaga țară. Ca atare, toți americanii, de orice culoare religioasă, musulmani în America, când trec pe lângă o biserică baptistă, ar trebui jos pălăria, mulțumim. Putem să mergem la moscheile noastre pentru că baptiștii au luptat pentru libertatea noastră de conștiință. În România avem o înțelegere foarte proastă, foarte proastă despre ceea ce înseamnă conceptul de libertate religioasă. Și în ortodoxie, da? Și în baptism. Problema noastră nu e că musulmanii își construiesc moschee în România. Problema noastră e că bisericile noastre zac în întuneric. Și noi nu provodim Evanghelia. Asta e problema noastră.
Noi, păi dacă ei vin și își construiesc moschee, noi care nu facem nimic, cum vom face față? Noi care suntem apostați, cum vom face față? Dacă vin și îți construiesc moschee, sau dacă un musulman vine și se mută vecin lângă mine, am posibilitatea să-l evangelizez eu. El să se teme că va fi convertit, nu eu că m-a convertit pe mine. Și cei mai mulți pocăiți, pe toți, vor să vină musulmanii, toți vor fi musulmani dintr-o dată. Sau toți musulmanii vor deveni creștini, dacă este cine să evangelizeze. Presiunea politică a baptiștilor a asigurat libertatea și independența religioasă ca și parte fundamentală a guvernării americane. Și astăzi, încă, relativ vorbind, oamenii se bucură de acest drept în această țară. Istoria ne arată și confirmă lucrul acesta și istoricii spun lucrul acesta. Leonard Bacon scrie în cartea sa Istoria creștinismului american: suntem în mod principal dator baptiștilor pentru triumful principiului separării între stat și biserică în această țară, care este una dintre cele mai mari contribuții făcute civilizației moderne. Știați lucrul acesta? Modernismul în care trăim, da? În Europa, libertatea care avem în Europa, în America, în țările vestice, se datorează protestanților, se datorează reformei, se datorează baptiștilor, care au plătit un preț pentru lucrul acesta. Thomas Helvis, care a fost un păstor baptist în Londra la începutul secolului 17, a fost un apologet public pentru libertatea religioasă. În Anglia, în acea vreme, regele nu era doar capul guvernului, ci și capul bisericii. Și păstorul acesta a protestat în mod continuu și la un moment dat a scris o carte pe această temă. Și a trimis această carte regelui, împăratului James, din acea vreme, și i-a inscripționat-o și înăuntru i-a făcut o dedicație în care a scris: regele este doar un om și nu Dumnezeu. Rapid, păstorul a fost arestat și pus în pușcărie și a murit în pușcărie pentru că n-a fost dispus să renunțe la convingerile lui că biserica și statul trebuie să fie separate pentru asigura libertatea conștiinței și libertatea religioasă, așa cum Dumnezeu a lăsat-o în Sfintele Scripturi. Cu câțiva ani mai încolo, Roger Williams a fost obligat. Roger Williams, care a plecat în coloniile Americii, tocmai din cauza persecuției respective, și a ajuns în colonia Massachusetts Bay și acolo, pentru convingerea lui despre separare între stat și biserică, a fost dat afară. Williams a fost fondatorul primei biserici baptiste din America și a coloniei din Rhode Island, care a fost printre primele colonii care a asigurat în mod desăvârșit libertatea religioasă tuturor oamenilor. A fost un preț de plătit de-a lungul istoriei pentru libertatea de care noi, într-o oarecare măsură, ne bucurăm astăzi. A fost un preț de plătit de strămoșii noștri care au plătit-o în această țară. Și noi astăzi stăm și spunem că bătălia s-a terminat. Oare Revoluția Română pentru baptiști s-a terminat? Oare starea țării noastre, din punct de vedere de libertate religioasă, este așa cum trebuie să fie? Oare ne îndeplinim noi datoria față de stat să cerem din partea statului dreptate și ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu? Să fim o voce profetică care proclamă din amvoanele noastre și prin votul nostru faptul că noi vrem de la statul nostru un stat care să respecte libertățile care Dumnezeu ni le-a dat și nu pot fi violentate de nimeni. Sau poate ne-am vândut valorile baptiste și biblice pentru un loc la masa puterii. Și pentru minciuna că cultele ne reprezintă în fața guvernului. Cultele care sunt inexistente în Noul Testament. De discutat în sesiunea de întrebări și răspunsuri despre legea cultelor, despre Uniunea Baptistă, despre asociații paraeclesiale și așa mai departe, după o scurtă pauză, ca să nu vă obosesc. Domnul să ne ajute să fim în primul rând creștini adevărați și să fim și cetățeni buni după Cuvântul lui Dumnezeu și să luptăm prin tot ceea ce ne-a dat. Mai ales că încă avem libertatea să o facem prin provăduirea cuvântului, prin votul democratic, pentru principiile biblice care ar trebui să ghideze o societate liberă. Amin.